Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David, iar în acest clip vorbim despre două nivele laser de la Milwaukee. De-a lungul timpului am primit o mulțime de întrebări legate de nivelele laser și știm că atunci când vine vorba despre o nivelă laser, apare întotdeauna acea problemă între ghilimele că nu vedem linia laserului ziua, pe timp de zi. Ei bine, eu am astăzi o propunere foarte interesantă pentru voi, două nivele laser de la Milwaukee, așa cum le vedeți, modelul M12-3PL și modelul M12-CLLP. Trebuie să știți că diferența dintre cele două este proiecția laserului, care la ambele este un laser de lumină verde, de culoare verde. Modelul M12-CLLP este cu proiecția laserului de culoare verde în cruce și are și un fir cu plumb. Modelul M12-3PL proiectează 360 de grade pe 3 linii, adică o să facă un cub exact așa cum vedeți aici pe cutie. La capitolul specificații tehnice stau foarte bine și am ales să vi le prezint pentru că sunt printre puținele nivele cu laser de culoare verde ce se văd foarte, foarte bine și în condiții de lumină fără a avea nevoie de un receptor. Acestea reușesc să proiecteze lumina laserului până la o distanță de 38 de metri, acolo unde poate să fie văzută cu ochiul. Dacă folosim și un receptor, putem să receptăm linia laserului și la o distanță maximă de 50 de metri. Trebuie să știți că raportul de eroare este de plus minus 3 mm pe o distanță de 10 metri. La capitolul protecție, laserele stau foarte bine, după cum vedeți. Toată partea ce proiectează este îmbrăcată într-un cauciuc și în plastic foarte rezistent. În momentul în care le scăpăm, șansele ca fasciculul sau sticla de protecție să se spargă sunt foarte, foarte reduse. Tot la capitolul protecție trebuie să știți că sunt dotate cu un indice de protecție foarte ridicat, IP54, asta înseamnă că putem să lucrăm cu ele chiar și pe ploaie. Nu o să aibă absolut nicio problemă și sunt făcute, bineînțeles, pentru lucrat atât în interior cât și în exterior, în condiții foarte dificile, adică mult praf, zona de lucru cu rigips, unde avem nevoie neapărat de o nivelă laser, acolo o să reziste fără probleme la praf. Putem să lucrăm cu ele și afară, eu le-am făcut testele și afară, o să vedeți în minutele ce urmează și se descurcă nemaipomenit. Nivelele, după cum ați văzut, funcționează pe platforma M12 de la Milwaukee. Aveți la dispoziție o întreagă gamă de unelte ce funcționează cu același tip de acumulator. Cu un acumulator de 3 Ah, ei garantează funcționare pe tot parcursul zilei, mai exact 15 ore de funcționare cu un acumulator de 3 amperi încărcat la maxim. Acumulatorul pe stația de încărcare se încarcă în aproximativ 60 de minute. Asta înseamnă că am finalizat o zi de lucru cu un singur acumulator de 3 amperi pus pe oricare dintre cele două nivele, iar după sfârșitul programului putem să-l punem la încărcat, asta în cazul în care avem doar un acumulator. Mă bucură faptul că funcționează cu un acumulator din gamă M12, pentru că avem mai mulți acumulatori, mai ales cei care avem mai multe unelte pe 12V, se încarcă cu acele stații de încărcare și nu mai avem acea problemă să mergem să cumpărăm baterii de fiecare dată pentru nivelele laser. Bineînțeles că ambele nivele au șuruburi de prindere aici în partea din spate, unul mare și unul mic M6, dar au un lucru foarte important, un suport de prindere magnetic chiar aici în partea din spate. În set o să vină și această talpă de fixare. După cum vă ziceam, aici se poate prinde direct de UD-ul de la rigips, îl agățăm pur și simplu acolo. Dacă vrem să-l prindem pe profilele CD, pur și simplu lipim nivela și el o să se lipească. Și pe această talpă putem să și jonglăm puțin, după cum vedeți se prinde foarte ușor. Dacă vrem să fixăm nivela de un perete de cărămidă, de exemplu, putem să fixăm suportul cu un șurub aici. L-am fixat pe perete, dăm un șurub în perete, l-am agățat acolo și prindem nivela de el foarte, foarte ușor. Un alt aspect ce mă bucură și ce îmi place foarte mult la aceste nivele, pe lângă modurile pe care le au, bineînțeles au și mod fix de blocare cum este acesta,
Haideți să-i pun și acumulatorul să vedem cum luminează pe această masă, dacă o să se vadă ceva pe această masă, având în vedere că soarele bate chiar aici în el. Deci aceasta face o lumină în cruce, deși afară este soare foarte puternic, voi cred că puteți observa pe masă, dacă nu o să vă arăt pe mine, nu cred că se vede foarte bine, sau pe cealaltă nivelă. Puteți observa aici cum se vede linia laserului. Acesta este modul fix. Ne ajută foarte mult atunci când vrem să dăm colțurile la 90 de grade și nu trebuie să fie neapărat în boloboc. Avem nevoie de un vinclu mai mare, putem folosi această nivelă și ne face un vinclu perfect. Și pe lângă toate acestea, mai au ceva foarte, foarte important. După cum vedeți, ele se mișcă pe suport stânga-dreapta cu mâna, manual, dar în momentul în care ajungem să fixăm ceva la linie, la fix, la milimetru, este foarte greu să setăm linia laserului exact așa cu mâna, mai ales dacă suportul nu este unul foarte, foarte fix. Și atunci, cei de la Milwaukee au pus acest șurub în partea de jos, care este de fapt un reglaj fin pe verticală. Dacă vrem să punem linia laserului lângă tocul ușii, să fie perfect tocul ușii, să vedem exact ce se întâmplă acolo, putem să facem acest lucru doar rotind de această rotiță și ea se deplasează în stânga, în dreapta, câțiva milimetri, iar astfel putem să reglăm destul de ușor linia laserului. Grosimea linii este de 1 mm. Foarte, foarte bună linia, se vede destul de bine atât pe timp de seară în interior, dar bineînțeles se vede și afară. Acum haideți să vorbim puțin și despre teste, pentru că asta cred că vă interesează pe toți. Specificații tehnice și alte informații o să găsiți în linkul din descriere, știți deja acest lucru, vă duceți acolo și vedeți toate specificațiile tehnice de care aveți nevoie. Cred că mai mult o să vă intereseze partea de test. Am încercat să o pun la grea încercare, să spun așa. După cum vedeți, afară este un soare foarte puternic. Exact în aceste condiții am testat nivelele laser să văd exact cum se descurcă. O să vă spun din start. La interior poate să fie oricâtă lumină vreți voi să fie din exterior. Poate să bată soarele pe geam în casă și o să se vadă perfect, perfect, fără nicio problemă, nicio întrerupere. Deci puteți să proiectați lumina chiar către ușa cu soare, exact cum am făcut eu, și se vede perfect linia laserului, chiar dacă lumina și soarele bate direct pe nivel. Acolo am încheiat orice discuție, în interior sunt nemaipomenite, în orice condiție vreți voi. Puteți să puneți proiectoare dacă vreți în interior și tot o să se vadă lumina laserului. Eu am dus testul puțin mai în extrem și am fixat nivela pe o structură metalică. Am încercat să văd dacă în plin soare, adică să bată soarele direct în nivelă, ea mai reușește să proiecteze ceva măcar pe o distanță de 2-3 metri, măcar. Surpriza a fost că proiectează foarte bine și fasciculul verde reușește să treacă prin baia de lumină pe care o creează soarele și să ajungă în punctul respectiv unde am eu nevoie. În set o să primiți și acest identificator sau acest, nici nu știu cum să-l numesc, o plăcuță din plastic cu o inserție verde. În momentul în care întâlnește linia laserului, ea o să sclipească puțin aici și se vede exact unde este linia laserului. Pe timp de soare, când este foarte, foarte mare soare, exact cum am făcut eu la teste, am găsit o variantă mult mai bună de a identifica linia laserului. Pur și simplu încercați să faceți umbră cu corpul vostru, iar astfel o să vedeți linia laserului cu ochiul direct, chiar dacă este proiectată printr-o baie de lumină făcută de soare. Deci nu o să aveți nevoie nici de acest identificator, pentru că în momentul în care eu am făcut umbră, haideți să vă și exemplific acum încă o dată, nu știu cât de bine o să se vadă pe cameră, pentru că și în obiectiv o să intre destul de multă lumină. De exemplu, acum o să pornim această linie. Aici se vede, da? Aici lângă mine se vede, dar dacă o țin aici, pe masă nu o să văd aproape nimic până îi fac puțină umbră. Da? Deși între mâna mea și laser bate soarele ăsta foarte puternic, în momentul în care eu am pus mâna jos și am făcut o umbră, cred că se și observă pe cameră că pe mâna mea deja se vede linia laserului. Deci cel mai important este să nu bată soarele foarte puternic în zona unde trebuie să vedeți linia laserului. Mi-a plăcut foarte mult acest aspect, nu mă așteptam să se vadă chiar într-un soare foarte puternic. Bineînțeles că o să fie destul de greu de urmărit, dar în momentul în care creați foarte puțină umbră, exagerat de puțină umbră, puteți observa că laserul proiecta și în spate, nu doar în față, adică într-o zonă în care era mai umbrită și acolo se vedea perfect, chiar și pe cameră se vede absolut perfect, până în momentul în care întâlnește soarele foarte, foarte puternic. Deci la capitolul acesta de funcționalitate stau
extraordinar de bine și v-aș ruga și pe voi, cei care aveți aceste nivele, să confirmați asta sau să-mi lăsați părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți cum se comportă după un timp mai lung de utilizare. În concluzie, îmi plac nivelele. Nu aș avea ce să le bag de vină. Efectiv, nu găsesc un lucru pe care să-l bag de vină la aceste nivele. Îmi plac ambele. Eu personal aș folosi modelul acesta care proiectează 360 pentru că acolo mă ajută mai mult. Probabil acest model care proiectează doar în cruce și cu firul de plumb este ceva mai accesibil. Dacă aveți nevoie doar de așa ceva să nu vă facă 360, este nemaipomenit și acest model, dar obligatoriu din punctul meu de vedere să fie cu fascicul verde, pentru că fascicul verde se vede cel mai bine în orice condiție, mai ales acestea, după cum ați văzut, chiar și în soarele acesta foarte puternic, se văd extraordinar de bine. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit și lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi cum vi se par aceste nivele de la Milwaukee. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!